În timp ce în aproape toate țările europene, bibliotecile virtuale au în componență zeci de milioane de cărți, documente de arhivă sau obiecte de patrimoniu, la noi cifra este de ordinul sutelor de mii. Din cauza lipsei de personal și a aparaturii, dar și a unei legislații legate de drepturile de autor, ne chinuim de mai bine de 10 ani să transpunem în format digital cărțile de pe rafturi. Șchiopătăm de altfel la tot ce înseamnă cultură virtuală. Biblioteca Digitală a României este un proiect pus pe hârtie pentru prima dată la sfârșitul anului 2007. Zece ani mai târziu a apărut o platformă, iar unele cărți au fost scanate și încărcate acolo. Un proces care înaintează în ritm de melc. Ca să înțelegeți, în Biblioteca Virtuală Europeană apar doar 0,3% documente românești. Directorul adjunct al Institutului Ai Național eu, eu, eu. al Patrimoniului recunoaște că lucrurile merg greu. Merg greu în sensul în care au început târziu acest proiect nu pot să răspund la întrebarea asta ce merg eu. Așa se întâmplă tot în România. În România există o, o permanentă rămânere în urmă în comparație cu alte state. Eu mi-aș fi dorit să fi început mai devreme. Da, și au fost momente în care uh, au fost pierdute niște starturi. În toți acești ani, biblioteca noastră digitală a obținut o singură finanțare de aproape 10 milioane de euro. Din acești bani s-au cumpărat echipamente. Celălalt scanner din spate, uh, copii book, se cu direcție pentru cărțile, să spunem, într-un stadiu mai avansat de uzări. Prin comparație, francezii au digitalizat câteva milioane de cărți, documente de arhivă, fotografii și alte obiecte de patrimoniu. Noi figurăm cu puțin peste 150.000. În schimb, toate instituțiile de cultură se laudă cu platforme digitale. Un alt proiect anunțat cu surle și trâmbițe de Ministerul Educației în anul 2018 este Biblioteca Școlară Virtuală, de care elevii nu beneficiază nici astăzi din cauza unor probleme tehnice. Alt proiect este DigiBook, finanțat de primăria capitalei și dezvoltat în colaborare cu Biblioteca Metropolitană București. Nici acesta nu a avut mare succes. Cum e posibil ca nici până în ziua de astăzi să nu fie funcționat? Problemele sunt datorate uzurii aparaturii și softurilor. Au fost perioade în care a funcționat și perioade în care nu a funcționat adevărat. Cât au durat acele perioade? Au mers câteva luni. În general, România stă prost la capitolul cultură în mediul virtual. Alte țări au tururi virtuale complexe prin muzee, cum este cazul faimosului Louvre. Aici, Institutul Național al Patrimoniului a reușit să realizeze doar un site pe care oamenii pot accesa de la distanță imagini din case memoriale și muzee. Sunt în jur de 200. Recent, Ministerul Digitalizării a anunțat un nou proiect care ar urma să transforme bibliotecile din România în centre de dezvoltare digitale. Suma alocată este de aproape 37 de milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență.